Maria și Mihai Nemes. Sărutul, stimată doamnă, și bine ați venit, sunteți fericită? Bine v-am regăsit, întotdeauna. Întotdeauna, da, clar, nu să poate... Să nu fii fericit atâta timp cât ești bine, sănătos, vrednic, e-mi lapă picioare, vezi, auzi. Să trăiești, mă rog. Salut! Ce doamne motive? Practic, hai să luați un loc aici, o avem aș pe doamna psihoterapeută alături de noi. Bine și m-am gândit să stăm un pic de vorbă și la o ședință. Altfel, uite, poți să tragi de acolo tambureul, te rog frumos, faceți o ședință. Doamna Sofia Dumitriu, domnul Mihai... Da, exact, terapie de cuplu. Poate că de aceea nu ne-ar strica, eu știu. Da, na, de asta zici tu, hai că mi-a plăcut asta. Hai să... Fiate, nu facem, nu intrăm în detalii, ca la televizor un pic, așa, că putem să vorbim și noi, știi? Nu râd de lumea din noi. Nu, dar mi-a plăcut ce ai zis mai devreme, că ești fericită, pentru că vrei să vezi întotdeauna. Bă, m-am trezit, sunt sănătoasă, ai mei sunt bine, asta contează. Practică recunoștință. Deci, păi, pot mânca, pot bea, pot merge pe picioare, vă văd pe voi, de ce să mai... Maxim. Deci, practic, astea sunt punctele alea în care să te ancorezi. Face ceea ce îi place, e foarte important. Să faci ceea ce... Și nu mulți oameni au norocul ăsta. Exact. Să faci bani din ceea ce îți place. Să fii păi, văzut, trebuie să, să fii supraviețuim, nu am cum să trăim. Și dar vreau să întreb ceva. Bucuria asta lor, că de câte ori văd cu zâmbetul pe buze, e molipsitoare bucuria asta? Se poate... Cu siguranță, cu siguranță. De-aia zic, sunt oameni, știi, care îți dau o stare proastă, care sunt deprimați, anxioși, agitați și sunt oameni care îți dau o stare bună. Știi ce îmi place mie? Că voi, și cred că mai aveți și voi supărări, dar întotdeauna parcă faceți haz de necaz de fiecare dată. Păi ăsta și scopul. Ne-a întrebat cineva, știi că noi când venim la București, venim cu mașina și Mihai întotdeauna e șoferul, pentru că el e cel mai bun șofer din lume, nu mai există altul mai bun ca el. Și eu încerc că din dreapta... Bine, e purașul, Măruț, îți dai seama pentru ce mă laude. Așa ceva, nu mă, nu este scopul meu. Da? Scopul meu e să spun adevăr oamenilor, că eu stau în dreapta și fac lui bună dispoziție, adică eu sunt comedianta din dreapta, eu sunt DJ-ul lui din dreapta, adică eu completez... Și cel mai important, tu mă nervezi cel mai mult. Clar, ai grijă, Mihai. Vezi că asta se bagă, vezi că... Adică am și eu... Te scoate din... Câteodată. Te scoate din setă, da, cum să... Și atunci ești fericit? Totdeauna sunt fericit. Cu așa femeie n-ai cum să nu fii fericit. Și când te scoate din sărită? Da, acum. Eu, da. Mai bine... Cred că câteodată zice mai bine nu te-aș fi cunoscut. Dar voi ați avut... Voi de cât timp sunteți căsătoriți? Vara asta facem 20 de ani, Măruță. Wow. 20 de ani, mulți înainte. Și ați avut momente de cumpănă așa în relația voastră? Am așa mari, mari, nu, eu nu știu. Dar așa scandalul din azi, așa mai micuț, așa... Asta cred că sine tu și Măruță... Asta-i plan lui cel mai tare, că pe mine mă nervează, că asta-i plac. Cred că în emisiunea trecută, când am fost la tine, așa? Am povestit de asta, că e cel mai frumoasă parte împăcarea. Asta așteaptă el. El e așa, face ce face, se învârte cum se învârte și mai vine cu un cadou, mai cu o șmecherie, cu... Deci, practic, așa, sarea și piperul întotdeauna e împăcarea. Da. Împăcarea, da, negocierea diferențelor. Să știe să se certe cei doi. Adică și să negocieze să conflictul. Și tăcem. Am învățat să mai, să mai și tac. Da, așa că... Nu pre. Da. Nu pre. Nu pre. Nu e adevărat? Nu pre. Adică chiar n-ai observat că eu mai și tac? Nu știu. Cred că noaptea și noaptea mai vorbe. Vezi, vezi, că amunii le arăt la oamenii ăștia în raportul săptămânal de pe telefon. Deci, Măruță, vreau să spun ceva. Dimineața am rămas, inclusiv eu am rămas șocată, să descoper că raportul meu săptămânal a scăzut cu 87%. Incredibil. Deci eu săptămâna trecută am stat... Ai fost într-o zonă fără semnal, ceva. Nu, nu, nu. Bravo. Am fost la fân, am fost la țară, am lucrat. Oamenii au văzut păstorurile mele. Câtă miță zice că eu sunt cu storurile. Da, măi, eu sunt cu storurile și cu telefonul. Și cu... Dar măi, să stai 33 de minute pe zi pe telefon? Doar atât? Doar atât. Deci doar când a postat atât. Treabă serioasă. Da, știi ce vreau să întreb, Sofia? E important într-o relație ca cineva să știe când să tacă? Oh, categoric. În special femeia, evident. Bine, no. Și... Să rămână. Da, serios. E da. Prima doamnă care spune și psihoterapeut. Dar așa este. Bine. Deci mai vreau să mai fim în emisiune cu doamna. Da. Și bărbatul trebuie să știe când să tacă, exact. Și anume când femeia o ia razna și să o lase să-și facă numărul. Adică că de multe ori, de-aia zic, e o artă. Prea multe numere vrea. Că de multe ori femeia vrea doar să se certe. Așa, nu vrea ceva. Să rezolve neapărat da, okay. Situația. Dar și de ce femeia vrea mai mult să se certe decât să rezolve situația? Vrea mai care multe de spus, știe mai multe cuvinte. Femeile analizează mult mai mult, vedem detalii pe care bărbații nu le văd, tot da, felul. Și invers este. Dar într-o dispută de asta, de ce bine unul să mai lase? Și... Exact, exact. Să știe fiecare să lase pe rând. Să mai lași de la tine. Oh, Doamne.
Dar între voi doi, tu ești cea mai optimistă, mai pare că ai o, da, o vitalitate. Eu totdeauna, chiar dacă ceva nu-i rozosin, tind să văd că lucrurile acolo vor ajunge. Așa să ai fost fie... întotdeauna, da, așa am fost întotdeauna. Adică vezi, va fi bine. E și genetic. Inevitabil optimismul va fi bine. E 50% genetic. Hai, deci mai pesimist. Și el zice că nu-i pesimist, el zice că e realist. El mai eu nu mă îmbăt cu apă de ploaie. Adică la mine e alb, e alb, negru, negru. Nu pot să spun la două culori că e, nu știu, cameleon. Nu mă, deci se poate lucrurile să ajungă într-un așa mod și într-un așa punct încât să fie fain. Probabil vă completați și știți să negociați aveam diferențele. Aveam de 20 de ani, dacă nu ne completam, păi când eu mai completam? Ești geloasă? Eu nu, adică numai... Cred că el e gelos, nu ea. Mihai, tu ești gelos? Mă, dacă îmi dă motive, eu sunt gelos, clar, că iubesc. Dacă e cu minte la banca ei... Și pot eu să-i dau motive, nu o să fim împreună, deci eu pot să-i dau motive, ce da, nu, dar nu neapărat, că motive poți să-i dai la un om și cu motivele el de mână. Poți să le găsești și bravo, tu. Bravo, să rămână. Păi stai un pic. Da. Și motive, de exemplu, stai mai mult pe Instagram, pe mesajele, da, pe nu știu ce. Da, 33 de minute pe zi. Acum 33 de minute, înainte. Ai, dar să ai trimit eu mărută ție niște sondaje, mai peste, mai nu acum, când or fi 5-7 ore pe zi și atunci să vezi tot. Și te enervează chestia asta câteodată, nu? Mă nervează că eu lucru. Ce te lucre acolo? Lasă-l, n-ai bine telefonul. Da. Și să știi că primăvara asta, iertați-mă, fac o paranteză, primăvara asta, să știi că e, are mare dreptate că nu sta pe TikTok, pe Insta și pe alte lucruri. Rețele. Ei, rețele, pentru că și-au apucat de cusucă mea și-au făcut zgârdan. Da, ăsta care îl pot, da. Și ce e mai important, că am învățat de la Mihaela. Și la Mihaela vreau să o pup, să o iubesc, să-i spun că îi mulțumesc din suflet. Sunt cel mai fericit astăzi, un motiv în plus, pentru că clopul, zgărdanul de aici, de pe clopul, e făcut personal de Mihaela. Mihaela de este fiica voastră. El, da, creat, Mihaela, el da. A creat. Băi, jă. Singură. Ia, dă-te un pic clopul să-l arătăm. Deci Mihaela l-a făcut. Cât timp a lucrat la el? A lucrat ceva, pentru că știi tu, e învățat greu ești, adică la... Și să pui mărgea cu mărgea acolo și să... Cât are Mihaela acum? 13. Mihaela, te pupăm. Știu că ați fost cu ea de câteva ori la emisiune. Mai venim. Se uită la noi, o salutăm. Dar ai dat bani pentru chestia asta? Am compensat-o eu cu altceva. Nu l-ați compensat cu altceva, că acum tu dacă ar fi să o vinzi... Îi fac poftele, adică vreau un Adidas X, am înțeles. Re, un telefon, Y. Plătește din avans. Cunoaștem. Da. Okay. Foarte bine. Mie se pare că oamenii ăștia mereu pozitiv și mereu așa cu bine, și viața, nu știu, dar din detalii, din ce au spus până acum, muncesc cu mâinile, inclusiv chestia asta, e o chestie pentru creier. Da, gândește că milioane de ani oamenii au evoluat muncind fizic, cu mâinile. Și se pare că și acum, cât de modernitatea e de vreo 50 de ani, confortul ăsta. Și ne cam și cântăm pește. Deci când lucrezi cu mâinile, cum faci tu zgărdarul ăsta? Să știi că faci chestii, te destresezi. E o terapie. Da, exact, e o formă de artă. Da, da. Eu cel puțin nici nu știu cum trece ziua când am lucruri din ăsta manual, da. Absolut. E ca și condusul, uite, știi? Cel puțin pentru mine condusul e terapie, să pleci la drum lung. Faci ceva fizic, dar mintea se gândește în timpul ăsta, că nu-ți cere concentrare. Eu cel mai bine îmi place când ajung aici la platou, la Măruță, pentru că domnii de aici sunt cafea, excepțional de primitori. Deci aveți un o echipă. Masaj? Da, cum? La mâini? La mâini. Aici. Marinica este domnul Marinica. Respect, Marinica este șeful nostru pe masaj. M-a răsfățat asta. Peggy este cu cafeluța, adică ne tratăm invitații exact cum se cuvine. Ca să fie fericiți în fiecare zi, nu numai când e ziua asta. Mai zini noi pe la voi. Dar știi ce vreau să fie? Dar muzica nu te ajută așa pe tine ca om altfel, nu te schimbă mult. Mai ales că îi fac muzică, cred că asta e. Ba da, inclusiv faptul să fii artist, pentru că te exprimi. Ai o grămadă de exprimare. Majoritatea oamenilor nu au o scenă să se exprime. Și de-aia eu le recomand la oameni să scrie măcar un jurnal. Sau să deseneze. Exact, îi trimit la orice formă de artă. Dans, artă, pictat, scris. Păi noi, muzica, eu cel puțin... Eu ori trebuie, ori nu trebuie, horesc. Că și când e de horit și când nu e de horit. Hai că ai prinde pe Mihai repede, că vorbește și el cu o fată. Cu admiratoare. Cred, dar eu nu-l verific. Nici dar nu-l... n-ați avut chestia asta, că pe admirator... Avem fani în toată lumea, de ce nu? No, bine, și dacă discută și el cu admiratoare, ce zici? Păi ce să nu grăiască, depinde ce grăiești. Păi nu-i mutală, o să nu grea. Deci nu te-ar deranja. Nu. Stăm îndoi în lumea asta și de-aia se înțeleg unul păi, Mihai, dacă ar vorbi cu un admirator non-stop, nu te-ar deranja? Aici, stai un pic, deci trebuie păi și limite. Păi de asta zic că... Depinde ce conținut. Dar cu limite, dar pe atâta cât grăiesc, nu ce pot face dacă grăiesc oamenii? Nu, eu înțeleg altceva. Dacă vorbești, depinde ce vorbești, cât și unde să ajung discuțiile. Pentru că tatea au un început și au un sfârșit. Tu știi că la noi tatea-s cu bun simț. Tatea-s, tatea-s un hotar. Până într-un loc.
Adică, no, nu trecem granița la ruși, că e război. Ok, bai. Da, nu e ușor viața de artist și în același timp totuși e frumoasă. Foarte faină. Și întotdeauna avem admiratori peste tot pe unde ne ducem și fani și fane și vin oameni și fac poze cu mine și vin doamnele și fac poze cu Mihăiță și ceva normal și ne bucură treaba asta. Adică pe unde trecem să lăsăm loc de bună ziua și... Uite, bună Măruță, mă uit la voi, mi-s dragi soții Nemeș. Noi o să avem 36 ani de căsătorie în mai. Sunt Maria Hosu din Zalău. Să rămână, doamnă, ajută. Mulțumim că vă uitați la noi la emisiune. A, zice cineva, ia uite-l pe Mihai, mi-era dor să-l văd la televizor. Ce drăguțe. Mulțumesc. Atât am avut Mihai de zis. Vezi? Deci am un bărbat fain. Nu m-am uitat și eu. Adică cât a fost eu de tânierică când m-am măritat cu Mihaiță? 19. 19 ani. Dar mi-am luat un bărbat fain. Uite și la, după 20 de ani se uită femeile după el. Mihaiță, păi, care e diferența de vârstă între voi? Un an și aproape 2. Un an și câteva luni. Da, un an și 9 luni. De aceea suntem pe aceeași lungime de unde. Nu, de asta, adică mi se pare foarte rău să începi o relație și o căsnicie. Nu? Da, e o excepție. Sunteți o excepție. De ce? Mulțumim. Pentru să reziști 20 de ani. Pentru rezistență, Măruță, nu ți-ai dat seama. Nu, și când te cuplezi la vârstele astea, la 19-20 de ani, nu prea știi cine ești și există riscul ca cei doi să evolueze diferit. În sens diferit. Și se întâmplă de multe ori chestia asta. Mai sunt lucruri care, îmi dau seama că, nu știu, despre lume sau despre un obiect sau despre ceva, poate că eu le văd cumva și mie să le vede altcumva. Dar, păi, de atâta nu mai văd eu că becul acela, eu îl văd verde și el îl vede rozosit. Important e să găsiți, exact, important minore, să găsiți, da, punctul comun. Da, și sunt lucruri mărunte care chiar nu merită. Dacă pui în balanță, știi, eu aici mi se pare că poți să pui stop la o căsnicie sau la o relație sau nu știu ce, când balanța în partea negativă trage mai mult. Corect, adică corect. Dacă am construit atât chiar dacă sunt mai multe rare decât bune. Dacă mă facem fiecare zi să râd și să mă simt bine lângă el. Ce mai simți umorului? Are și el, dar cred că mai multă la meu. A, poftim. Sau zâmni aici. Păi nu sunt eu comediantul familiei că așa zâmni. Doar pe traseu. Când sunt păi la drumuri lungi, că acasă avem de lucru, nu stăm să... Dar acasă care e mai haios? Acum nici nu știu acasă care e. Ce las pot inimă de grea? Acasă el e cu Mihaela mai mult și o face pe ea să râdă mai mult și așa că eu am activități, da? Dar așa când plecăm la drum, cred că... Lasă tu acasă, deci acasă el e mai haios, acasă, el e sufletul. Da, acasă da. Acasă da. Acasă ne mai și gătește, ne mai și... Foarte frumos. Uite, ați primit, să știi, mă uitam pe mesaje și sunt oameni care vă felicită. Eu vă mulțumesc că a stat de vorbă cu noi, că a stat de vorbă și cu Sofia. Și de cineva zice, doamna Nemeș este foarte frumoasă și pozitivă, un cuplu frumos și noi mai împlinim 32 de ani de căsnicie. Să uite telespectatorii la noi. Frumos clopul domnului, dar și baticul doamnei e așezat într-un fel anume, felicitări. Într-un mare fel. Apoi nu știi, doamna, când stau eu că mie îți ziceam, lasă-mă mai cu pânzătura aceea, mă, atât tot omnești. Mi-e timp să-mi așez și sunt pretențioasă. Atunci, dacă tot ați venit, v-ați îmbrăcat așa frumos și sunteți fericiți, eu zic să ne și cântați ceva. Să bine dispunem pe cei de acasă. E ok, Sofia? A, perfect. Ce cu tot dragul. Ba de ochii tăi e lup, ce văd ziua noaptea duc. Hai cum sună asta, cu subînțeles. Asta trebuie ringtone la telefon. Da. Ascultă cu atenție, e bine cu subînțeles piesa asta, Măruță. Deci mai zi dată cum e? Eu pe asta am înțeles. Subînțelesul. E lup, când m-a ciocnut. Ba de ochii tăi e lup, ce văd ziua, noaptea duc. Și ți-s ochii ca la... Seară. Ce văd ziua, noaptea care. Adică dacă vezi astăzi o femeie mândră, pe de seară, obligatoriu ai. Asta e scopul. No. Asta e. Doamne ajută. Bun, Sofia, îți mulțumim mult de tot. Te căutăm pe Facebook. Sofia Dumitriu, oameni buni, și pe Instagram, dar mai mult pe Facebook ați aflat. Iar acum să ne bucurăm de soții Nemeș, care sunt aici cu bună dispoziție, că e ziua fericirii, băi, nene, băi. Hai să fim fericiți, băi, Ciucă, băi. Dă-i drumul la muzică.